Constituturi și răspândele rugăciune. Fiind astăzi o ședință specială de constituirea noului Consiliu Local, vă felicităm pe toți cei dintre dumneavoastră care, timp de 4 ani, vedeți să reprezentați mai toți ceilalți sămașcani și vă invităm să răspundem împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe mântuire, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și cu noi este Dumnezeu, cu al Său Har, ca să iubire Doamne, totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Următorul consilier local, Balan George Alexandru.
Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și pricepele mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne.
țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Pe domnul Orașanu Dragoș Fiorel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Invit pe doamna Coiriștea la Lătrăgara. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să-mi ajute. Invit pe domnul Roman Bogdan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și legile mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să mă ajute Dumnezeu. Invit pe domnul Samson Radu Constantin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să ne ajute Dumnezeu. Invit pe domnul Tănase Adrian Adam. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să-mi ajute Dumnezeu. De primar,
primar al municipiului Roma, dar, întrucât programul pastoral administrativ stabilit nu-mi permite să fiu prezent, doresc să vă transmit câteva gânduri de apreciere și felicitare. Rezultatele activității și implicării pe care le-ați arătat în cadrul Consiliului Local Roma în perioada 2012-2020 s-au concretizat în voturile pe care le-ați primit din partea romașcanilor, arătând că sunteți o persoană apreciată, de la care se așteaptă proiecte, inițiative și lucrări care să vină în sprijinul cetățenilor și în dezvoltarea orașului. Sunteți un om dinamic, ancorat în realitățile timpurilor pe care le trăim, iubitor de cultură și de spiritualitate. Avem încredințarea că demnitatea în care urmează să fiți investiți, veți continua să fiți un partener de nădejde, alături de care Arhiepiscopia Romanului și Bacăului să dezvolte și să continue proiectele culturale, sociale, filantropice și spirituale derulate în comunitatea romașcană. Adresăm de asemenea gânduri de felicitare membrilor aleși ai Consiliului Local, care, în calitate de reprezentanți ai locuitorilor urbei romașcane, se vor strădui să-și pună efortul, înțelepciunea și priceperea în slujba cetățenilor. Cu prilejul acestui moment deosebit, vă felicităm, rugând pe milostivul Dumnezeu să vă dăruiască de bine sănătate, înțelepciune spre găsirea celor mai bune soluții în proiectele pe care le doriți să le desfășurați și spor în împlinirea acestora. Cu părintească binecuvântare, semnează în altul a Sfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La minciuni, la lingușeli și uneltiri. Și mereu deschisă la adevăr.
Știu atributele pe care le ai, sunt convins că vin duce un mandat frumos cu realizări deosebite. Iar prezența noastră aici este ca o susținere necondiționată și totală pentru exercitarea acestui mandat, pentru urbea noastră, pentru fiecare romașcan în parte, pentru întreg municipiul deopotrivă. Doamnelor și domnilor consilieri, vă felicit pe fiecare pentru mandatul pe care l-ați obținut prin votul de încredere dat de romașcani. De aceea, acest vot va trebui să se materializeze într-o activitate lucrativă în Consiliul Municipal, un Consiliu Municipal pe care îl văd un laborator de analiză, de lucru și de decizie legislativă locală pentru a produce lucruri frumoase, bune, importante, corecte și legale pentru roman, pentru romașcani. Vă urez tuturor multă sănătate și să aveți un mandat plin de realizări. Colegilor din primărie, director, șef de serviciu, vreau să le mulțumesc pentru întreaga activitate desfășurată și faptul că cei mai mulți au înțeles că profesionalismul, decența, onorabilitatea și onestitatea trebuie să se regăsească atunci când deții o funcție de reprezentare în managementul acestei instituții, le revine sarcina și pe mai departe să dea întreg sprijinul și întreaga dovadă a capacităților, pentru că împreună să putem pune umărul la dezvoltarea municipiului Roman. Vă urez și dumneavoastră multă sănătate și succes în toate. Nu uităm, mass media mereu aproape de activitatea primăriei municipiului Roman, care redă în mod corect, obiectiv, ceea ce se întâmplă pentru ca transparența să fie asigurată. Tuturor multă sănătate, mult succes, Dumnezeu să ne aibă în pază, să binecuvinteze Romanul și pe romașcani. Doamne ajută, vă mulțumesc! O să rog pe domnul deputat Ilian Bulai să adreseze câteva cuvinte. Bună ziua și bun găsit la această ședință de constituire a Consiliului Local și la jurământul depus de către noi aleși locali. Felicitări din inimă pentru acest moment și această zi. Mulțumesc domnului prefect pentru șansa de a vorbi în fața dumneavoastră. Nu am fost pregătit pentru acest moment, dar iată că este o oportunitate bună de a adresa câteva cuvinte sincere. Așadar, precucernici părinți, stimate domnule primar ales, stimați consilieri locali, stimați colegi parlamentari, deputați, senatori, stimați consilieri locali aleși, este astăzi pentru noi un moment istoric. Că nu punem punct, punem virgulă și mergem mai departe. Să fie ziua de astăzi momentul în care construim împreună, în care prin dialog, prin comunicare, printr-o atitudine proactivă, reușim împreună să rezolvăm problemele comunității noastre. Care este poate mai bine decât media orașelor din România, dar este departe de ce înseamnă standardul pentru o viață pe care aș considera o demnă. Stimați consilieri, stimate domnule primar, aveți o responsabilitate enormă de a investi masiv în educație și în sănătate. Lucruri care acum se văd într-o anumită vulnerabilitate. Peste următorii 4 ani, peste 4 ani, noi cu toții vom fi împăcați pentru faptul că v-am dat încrederea tuturor celor care vă conduce acest municipiu, dacă nu va mai exista nicio școală în care să nu existe hârtie igienică la WC-ul. Acest lucru se întâmplă. Dacă nu vom mai avea un ghetou la marginea orașului, unde oamenii trăiesc ca nebuneri, acest lucru se întâmplă. Dacă vom avea piste de biciclete, ca într-un oraș modern, acest lucru ar trebui să se întâmple. Sper că toate aceste lucruri, care aduc plus valoare, conviețuirii împreună și care pun demnitatea umană, educația și sănătatea, să fie partea preocupărilor dumneavoastră de zi cu zi. În lumina acestor principii și intenții, vă urez bun succes fiecare dintre
baza pe noi, atât în legislativ, cât și în viitoarea guvernare, de tot sprijinul și tot aportul pentru dezvoltarea municipiului și a zonei metropolitane. Așa să ne ajută Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru gândul și pentru gândul domnul deputat Bulai. O să rog pe doamna deputat Mara Calisa să adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc frumos, domnule prefect. Bună ziua, prefecte și părinți, stimați invitați, deputați, senatori, stimați consilieri și astăzi aleși, doamne, domnilor, stimate domnule primar, stimată doamnă primar, să vă rog să vă adresez așa câteva cuvinte și să vă spun că vă felicit din suflet. Mă bucur enorm că văd o femeie primar și mă bucur enorm că sunt și femei alese cum trebuie. Acest consiliu și tineri și oameni mai vârstnici, cu o experiență mai mare. Și un primar care sigur va face multe pentru municipiu. Mi-am luat libertatea să-i citesc programul și să văd proiectele care le-a propus pentru municipiul roman. N-am nicio emoție că doar dintre ele vor fi înfăptuite. N-am nicio emoție că împreună nu veți face o echipă foarte bună și nu veți putea duce la bun sfârșit acele proiecte și acele idei și acele dezbateri, de ce nu, care se ducă la dezvoltarea municipiului român. Așa se crește de Dumnezeu și mă succes foarte mult. De aceea, eu,
colegii mei, consilieri locali, consilieri județeni, parlamentari, ca această urbe să devină un simbol în dezvoltare aici în zonă, un simbol care să aibă parte atât de o dezbatere frumoasă și corectă cu Consiliul Local, cât și de proiecte susținute la nivel central. Oricâte vorbe am spune astăzi, ar fi de prisos, pentru că este momentul dumneavoastră, a fiecare dintre dumneavoastră. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că împreună am dus o campanie electorală frumoasă. Și împreună vom merge mai departe și doresc ca peste 4 ani momentele de astăzi să nu fie uitate, iar înțelepciunea și maturitatea care a fost astăzi, peste 4 ani, să fie și mai mare, echilibrul și deschiderea care s-a dovedit astăzi, peste 4 ani, să fie o literă de lege. Iar atunci, când vom fi aici, peste 4 ani, să spunem că nu au fost ani de prisos, iar Roman, Dăciul Neamț, este bine și corect reprezentat, iar proiectele mari vor fi aici partea de sportivire. Mult succes, domnule primar! Mult succes, dragi consilieri locali! Împreună, Dumnezeu să ne ajute să muncim pentru această comunitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Înainte să-i dau cuvântul lui Leo Chiriloae, prietenul meu, colegul meu, camaradul meu și noul primar al municipiului Roman, o să adresez și eu câteva cuvinte. Acum, aproximativ 12 ani de zile în urmă, în 2008, am depus, nu aici, o sală de ședință a Consiliului Local, în Român, în calitate de consilier local, primar ca acela domnul deputat actual, Dala Vrețul Iovreanu, iar ulterior, în 2011-2012, am avut șansa și onoarea de a fi ales de Consiliul Local în calitate de viceprimar și am colaborat să fie o bine o parte dintre colegii care astăzi sunt Consiliul Local în funcție în municipiul Roman și cu domnul primar Dana Vrețul Iovreanu. O să spun pe felul următor. Acum, câțiva ani în urmă, vorbea domnul deputat Iovreanu de marea familie. Unii credeam, alții nu credeam, sincer și eu vă gândeam ce înseamnă marea familie Romașcană. Chipzuind cu vârsta, odată cu o înțelepciune mai ridicată, mai bună, zic eu, înțeleg în felul următor că astăzi în Consiliul Local sunt mai multe forțe politice care fac parte din Consiliul Local, de stânga sau de dreapta. Dar pe ansamblu trebuie să fim cu toții oameni, cei din Consiliul Local, consilieri locali, actual primar, parlamentarii, eu ca dată de prefect de Romașcan, născut, crescut și care trăiesc în Roman, să fim de aceeași parte a baricadei care să însemne dezvoltarea municipiului Roman. Nu cred că odată cu 27 septembrie s-au încheiat alegerile locale. Următorii 4 ani sunt ani plini de muncă în Consiliul Local. Fiecare consilier își are un mandat pe care astăzi a depus jurământul și pe care trebuie să-l folosească în interesul și pentru binele urbei noastre, Mușatine, și pentru binele Romașcanilor. De asta spun că trebuie să avem toți chipzuința și tăria de caracter de a lucra și ne-a dat mâna deopotrivă în Consiliul Local pentru a vota proiectele importante pentru dezvoltarea municipiului Roman. Din 2008 și până în prezent consider, ca tânăr, ca romașcan, că municipiul Roman a luat un curs și un drum al dezvoltării. Un drum care, în perioada 2020-2024, este datoria și a noastră, dar în principal a noastră, a domnului consilier local și a domnului primar, să ducem și să duceți mai departe cu mândrie, cu onoare, cu cinste și cu demnitate. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat, vă urez succes pentru consilierul local. Astăzi pot să zic că îi predau mandatul meu de consilier mai de mult nașului meu, domnului notar care este în sală.
cer nici părinți, dragi invitați, dragi colaboratori din primărie și din Consiliul Local. Preiau astăzi mandatul de primar al municipiului Roman, cu emoție, dar totodată cu responsabilitate. Orice început de drum e definitoriu, te obligă să privești în față, să ai țeluri și așteptări. De multe ori aceste așteptări pot fi mari și așa trebuie să fie. Acest lucru nu mă poate decât obliga să fiu motivat, să fiu dedicat romașcanilor și vorbei noastre Mușatin. Vreau să vă spun că sunt partea unei echipe care în 2008, la momentul când era primar domnul deputat Leonean, actualul deputat de Roma, am început un proces de modernizare al municipiului Roma. Am preluat un oraș plin, care după ani de muncă, de implicare, uneori de sacrificii, am reușit să facem un oraș viu, un oraș energic, un oraș așa cum merită Romașcani. Sigur, drumul nu a fost ușor, dar cred că modelul și exemplul echipei este covârșitor în ceea ce facem. De aceea eu consider că putem fi o echipă, Consiliul Local, aparatul primăriei municipiului Roman, pentru a putea face împreună din Roman un oraș dezvoltat, un oraș care poate fi modern și un oraș european. Sigur, așa cum spuneam mai devreme, domnul senator, trebuie să avem în vedere o dezvoltare strategică, atât a Romanului, dar și a zonei metropolitane. Acest lucru nu se poate face decât cu implicare, dar mai ales cu sprijin guvernamental. Acest sprijin, așa cum l-am avut până în acest moment, cred că îl vom avea și de aici încolo, prin susținerea pe care o avem la parlamentarii noștri care au fost alături de municipiul Roman și care vor fi mai departe alături de noi, astfel încât proiectele strategice de dezvoltare a Moldovei să conexeze Romanul și să-l situeze în mijlocul acestor dezvoltări. Și mă refer aici, în principal, la ceea ce înseamnă infrastructura rutieră, astfel ca Romanul să devină un nod important, o zonă importantă, un pol de dezvoltare în această în mijlocul Moldovei. Mi-aș dori ca acest mandat să fie un mandat îndreptat către cetățean. Să fie un mandat care vine și se adresează cetățenilor. Doar așa, împreună cu o administrație transparentă, îndreptată și având în centrul atenției cetățeanul, vom putea să mergem mai departe și să ne realizăm ceea ce ne dorim. Încrederea este foarte importantă. Vreau să fiți convinși că îmi doresc o administrație publică transparentă, suplă, dedicată și astfel, în acest moment, în acest fel vom putea câștiga încrederea oamenilor, iar ei vor fi alături de noi pentru a ne putea susține toate proiectele noastre. Cred că toți avem nevoie de implicare, de determinare, dar și de bună credință în tot ceea ce facem. De aceea, toți care au în gând și în suflet aceste propuneri, aceste idei, îi aștept alături de mine, pentru ca împreună să putem face mai mult și mai bine pentru municipiul Roman și pentru Romașcani. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Declar ședința închisă.